Girinoheilurile, numite și mâncătoare de alge din China, sunt populare printre acvaristii. Acești pești au un aspect frumos, precum și proprietăți utile, curăță acvariul de alge. În articol, vom lua în considerare în detaliu tipurile de Girinoheilus, caracteristicile îngrijirii acestora și regulile de reproducere. Descrierea speciilor. Există 5 tipuri de alge chinezești, mai jos oferim descrierea lor. Girinoheilus obișnuit. Girinoheilus comun în natură trăiește în nordul Chinei și în Asia de sud-est. Locuiește în lacuri și râuri mari și mijlocii, în câmpuri de orez inundate. Îl puteți găsi în apă curată, unde fundul este bine luminat și există o mulțime de alge. Culoarea naturală a Girinoheilului comun este galben-maroniu, cu pete întunecate. Cu ajutorul unei ventuze, peștele poate sta pe un substrat solid. Girinoheilus se lipește de pietre, nisip, rădăcini ale copacilor și zgârie alge. Siamez. Girinoheilus siamez are un corp alungit care este adaptat vieții în apele rapide. Există mici spini în jurul gurii. Într-un acvariu ajunge la 13 la 15 cm în lungime. Corpul este de culoare galbenă sau portocalie, iar pe el pot fi găsite diverse pete. Important. Devoratorul de alge marine din China este adesea confundat cu algele siameze. Acesta din urmă are o formă diferită a gurii, iar pe corp există o dungă neagră orizontală. Marmură. O trăsătură distinctivă a Girinoheilului marmorat este culoarea ciocolată deschisă, cu pete întunecate. De asemenea, are o coadă interesantă, care are forma unei lire. Întreținere și îngrijire. Consumatorii chinezi de alge nu au nevoie de condiții speciale de viață, așa că nu vor cauza probleme proprietarului. Cel mai important lucru este să monitorizezi puritatea apei, iar restul cerințelor nu sunt prea stricte. Dimensiunile acvariului. Acești pești vor prospera în volume mari de apă. Pentru persoanele tinere, un recipient de 100 de litri este potrivit, iar adulții au nevoie de un acvariu de două ori mai mare. Nu este dificil să calculați volumul rezervorului. Cel puțin 30 de litri de apă ar trebui să cadă pe un mâncător de alge. Știați? Femelele de cod sunt considerate cei mai prolifici pești. Un cod depune 6 milioane de ouă în timpul sezonului de împerechiere. Cel mai bine este să obțineți un acvariu cu un capac, deoarece peștii bizari pot sări cu ușurință din el. Apă. Temperatura apei în acvariu poate fi de la plus 22 la plus 28 grade, indicator rigiditate, de la 5 la 19, iar pH-ul este de 6-8. Dacă temperatura din rezervor scade la plus 20 grade, peștele va opri activitatea. Este necesar să vă asigurați că apa este bogată în oxigen și să nu permiteți apariția compușilor de azot în. Se recomandă schimbarea aproximativ 25% din apă în fiecare săptămână. Acvariul ar trebui să fie bun filtru, care ar putea crea un curent intens. Iluminat. Iluminarea casei de pește este, de asemenea, foarte importantă în cazul Girinoheilusului. Pentru ca algele să crească activ pe pereții acvariului și a elementelor decorative, este necesar să se asigure o iluminare foarte puternică. Solul și plantele. În rol sol pentru un acvariu cu alge chinezești, cel mai bine este să alegeți pietricele mici sau nisip. Puteți folosi orice plante, nu există restricții, dar cel mai bine este să le plantați cu tufișuri dense. Consumatorii de alge sunt neutri față de plante și nu le deteriorează. Decor. De asemenea, nu există restricții în decorarea unei case pentru Girinoheilus. Poate fi folosit figurine, pietre mari, lemn de drift, grote ceramice, țevi, peșteri. Ce să hrănești? Tinerii preferă hrana vegetală. Acestea pot fi legume sau alge marine. Crapii adulți ar trebui trecuți la alimente proteice. Le plac larvele, pot mânca solzi din butoaie de alți pești. Important! Nu vă supraalimentați peștele cu proteine. Minus. Acestea pot înceta să mănânce alge din această cauză. Acasă, ar trebui să mănânce alge, tablete, fulgi uscați și granule pentru somn, dovlecei, varză, castraveți, spanac, salată verde opărită cu apă clocotită, moli, creveți în saramură, creveți, vii sau congelați. Pentru a asigura o nutriție adecvată,
Cel mai bine este să alternați alimentele proteice cu alimentele vegetale în fiecare zi, o dată pe săptămână. Puteți aranja o zi de post pentru animalele de companie. Compatibilitate cu alți pești. Consumatorii de alge sunt pești activi și arată mai multă energie în timpul zilei. Pot trăi în toate straturile de apă, dar își petrec cea mai mare parte a zilei în care puteți răci ceva de la suprafață. Gyrinohaelus sunt singuri. În tinerețe, pot fi într-un acvariu comun spațios și, când cresc, devin agresivi și se străduiesc să-și apere teritoriul. Prin urmare, este mai bine să-i protejați de luptele constante cu rudele. Peștii agresivi includ, de asemenea, cum ar fi pseudotrofie, câine de pește, arapaima, mastacembel, chirurg, pește albastru. Ele pot fi, de asemenea, ținute în grupuri de 5 sau mai mulți indivizi. Apoi își creează propria ierarhie familială și devin mai puțin agresivi. Consumatorii de alge sunt cei mai compatibili cu peștii mici, calmi și pașnici. Cel mai bine este dacă acești pești adoră să fie în stratul superior de apă. Pot trăi cu luptă. Barbus, coridorul somnului, analizare și luac pește. Nu ar trebui să stabiliți acești pești cu disc, scalari, ciclide, peștișor de aur sau labeo, cu un astfel de cartier, conflictele nu pot fi evitate. Important. În acvariul general, Gyrinohaelus sunt întotdeauna lansate ultimele, astfel încât să nu încerce să captureze întreg teritoriul. Reproducere. Distingerea femelelor și masculilor este posibilă numai în timpul sezonului de împerechiere. Bărbații devin mai subțiri decât femelele și capătă, de asemenea, o culoare mai strălucitoare. De asemenea, în timpul reproducerii, pe capul masculilor apare un tubercul gras. Gyrinohaelus sunt foarte prolifici în sălbăticie, dar acasă este destul de dificil să le reproducem. De obicei, acestea sunt crescute în ferme din Asia de Sud-Est, pentru aceasta folosesc medicamente hormonale. Dacă nu vă este frică de dificultăți și decideți să începeți reproducerea Gyrinohaelus, ar trebui să știți că, consumatorii de alge, chinezii devin maturi sexual la 2 ani. Peștii au nevoie de un rezervor mare de reproducere, de la 200 de litri, în partea de jos. A casetei de reproducere ar trebui să existe o plasă, iar în colț un filtru care creează un curent puternic constant. Ar trebui să fie mult aer în recipient și este mai bine să faceți mediul de iluminat. Acvariul ar trebui să fie echipat cu plante cu frunze mari. Punct și virgulă. Temperatura apei trebuie să fie plus 24 grad virgulă. Valorile acidității, 6,8 și duritatea, de la 4 la 5. Aproximativ 10% din apă trebuie schimbată în fiecare zi. Femelele pot depune de la 3 la 4 ouă. Imediat după ce femeia a depus ouă, trebuie plantată. După fertilizarea de către mascul, ouăle trebuie, de asemenea, plantate. Ar trebui să inspectați în mod constant caviarul și să îndepărtați ouăle cu un strat alb. Acestea sunt moarte. Important. Pentru a stimula reproducerea peștilor descriși, le puteți administra injecții cu hormon. Acestea trebuie făcute de către femele de două ori. Prima dată, înainte de reproducere și a doua, în timpul plantării pentru reproducere, de la fertilizare până la apariția prăjiturilor, durează în medie 24-48 de ore. În primul rând, baza dietei lor este praful viu, virgulă, furajele vegetale tocate și gălbenușul de ureas. După o săptămână, pot fi hrăniți cu creveți în saramură și rotifere. În timpul creșterii ouălor și a prăjitilor, trebuie să aveți grijă să mențineți apa curată, deoarece acestea sunt foarte vulnerabile și se pot infecta cu multe bacterii și viruși. Soluția de albastru de metilen poate fi adăugată la apă. Posibile boli. Consumatorii de alge din China sunt susceptibili la diferite infecții bacteriene. Dacă acvariul este foarte supraaglomerat, nu se respectă condițiile corecte de păstrare. Peștii pot fi otrăviți de amoniac și de derivații săi. Prin urmare, este foarte important să schimbați apa din rezervor la timp, pentru a preveni suprapopularea și a monitoriza nivelul de amoniac și nitriți din apă. Un indicator al bolii, dacă este exclusă sarcina,
este balonarea la un pește. Acest lucru se poate întâmpla din cauza supraalimentării sau a alimentelor prea mari. Bucăți de alimente persistă în stomac și provoacă indigestie. Pentru a evita o astfel de problemă, trebuie să zdrobiți alimentele în părți mici și să urmați regimul de hrănire. De asemenea, stomacul se poate umfla din cauza alimentelor monotone și de proastă calitate. Datorită inflamației tractului gastrointestinal, consumatorii de alge din China devin slabi și inactivi, corpul lor se întunecă. Pentru a evita o astfel de problemă, trebuie să limitați alimentele uscate din dietă și să le diversificați alegând alimente de calitate mai bună. Hidropezia abdominală poate fi cauza balonării. Această boală apare din cauza infecțiilor virale sau bacteriene care pătrund în acvariu împreună cu decorul, solul și peștii care au trăit într-un rezervor sau rezervor natural infectat. Peștele are solzi ciufuliți, culoare plictisitoare. Burta se umflă, iar respirația devine foarte frecventă. Pentru a evita apariția unei astfel de boli, este necesar să oferiți peștilor condiții de viață adecvate și să dezinfectați temeinic toate echipamentele noi înainte de a le instala în acvariu. Abdomenul se poate umfla și din cauza apariției unei tumori. Cancerul la pește este incurabil. Știați? Cel mai scump pește de acvariu este peștele dragon. Prețul său variază de la 80 la 400 de mii de dolari, în funcție de culoare. Gyrinohaelus sunt pești utili care vor controla creșterea algelor din acvariu. Pentru ca aceștia să își îndeplinească îndatoririle de la o zi la alta, este necesar să le oferim condițiile de viață și dieta adecvate. Distribuie pe rețelele de socializare.